Exerciții de interpretare a comportamentului unui personaj. Ce importanță are comportamentul? Pentru început, o întrebare relevantă. Opriți resursa video cât timp dezbateți. Ați descoperit că din comportament reiesc trăsături. Analizându-l, ne raportăm la mijloacele de construcție a personajului și anume la caracterizarea indirectă. Cum putem interpreta comportamentul unui personaj? Ne referim la acțiuni, atitudini, exprimarea concepțiilor asupra diverselor teme de interes. Ca aplicație, vă propun un fragment din Lucian, Ochii, Sufletul, Mâna, de Veronica D. Niculescu. De la Grigorescu învăța să privească cu adevărat în jur și să vadă, să înțeleagă cu sufletul ceea ce vede cu ochii. Van Gogh îi se părea răscolitor cu portretele și peisajele sale tragice, aspre. Gauguin, plecat în Tahiti și despre care se vorbea enorm, îl interesa extraordinar de mult cu stilizările lui, cu simplificarea plină de forță a ființei umane. Vedea și el că lucrând în lumină nu pot să fii foarte exact, așa că lucra afară, rapid, ținând cont de adevărul liniilor, al luminii și al culorilor, dar definitiva în atelier lucrările de cele mai multe ori. Paleta îmbogățită în aer liber, cu un colorit vibrant, o punea în atelier în slujba artei sale, mereu atent să țină frumosul aproape de adevăr și adevărul aproape de drama umană. Îl interesau nu atât tehnicile, care nu ar fi valorat mai nimic singure, cât adevărul uman pe care își dorea să-l surprindă pe pânză. Degas, Toulouse-Lautrec, cum pătrundeau ei în cele mai intime cotloane ale omului? Cum redau ei trăirile sufletești ale oamenilor obișnuiți din trăsături precise de creion? Nu, nu este de ajuns să vezi și să notezi ceea ce vezi, își spunea. Trebuie să interpretezi, să redai sub înțelesul, să adâncești, să spui poezia din țesătura cea mai intimă a ceea ce vezi. Iar poezia asta nu poate însemna decât un limbaj personal. Vom începe cu câteva impresii. 1. Scrieți un cuvânt în urma ascultării fragmentului din opera literară Lucian Ochii, Sufletul, Mâna de Veronica D. Niculescu. 2. Ce părere aveți despre aspirația pictorului să înțeleagă cu sufletul ceea ce vede cu ochii? Opriți resursa video cât timp notați în maculatoare. Faceți schimb de impresii. Citiți-vă răspunsurile. 2. Descoperim. Cine au fost maestrii lui Lucian? Unde își picta tablourile? De ce ținea cont când lucra afară? Ce dorea să surprindă și să redea în picturile lui? 3. Pentru evidențierea acțiunilor, identificăm verbele. Transcrieți verbele ale căror acțiuni sunt atribuite pictorului Lucian. Ați descoperit câteva verbe? Moment de dezbatere. Diferențiați între a privi și a vedea. Interpretăm. Acțiunile exprimate prin verbe evidențiază personajul. Învăța, adică se deprindea cu o tehnică, depunea efort pentru a privi lumea din jur într-un fel anume. Cum? Cu atenție, cu înțelegere. Sunt și alte posibile răspunsuri. Să privească, adică să ia în seamă. Să vadă, să observe detalii. Să înțeleagă, să priceapă. Ce să priceapă? Lucruri care nu se văd la prima vedere. Sensuri. Vede. 4. Citind cu atenție, identificăm atitudini. Ce atitudini rezultă din să privească cu adevărat? Să înțeleagă cu sufletul. Ținând cont de adevărul liniilor, al luminii și al culorilor. Atitudini. Atenție, empatie, corectitudine, intenție pentru veridicitate.
Continuați lucrul pe atitudini. Vă întoarceți la text. 5. Care era tema de interes pentru Lucian? Două exerciții pentru a identifica tema de interes, pentru a o clarifica. 1. Transcrieți verbele ale căror acțiuni redau concepția despre ce ar trebui să constituie un limbaj personal. Puteți realiza și o hartă mentală. 2. Realizați apoi o ierarhizare a acțiunilor, trecând pe primul loc pe cea care vi se pare cea mai importantă. Un exemplu de hartă mentală pentru a dezvolta un limbaj personal ce trebuie. Tema de interes pentru Ștefan Lucian era dobândirea unui limbaj personal. Reformulați ce înseamnă un limbaj personal și o propunere de autoevaluare sau de evaluare. Pe baza fragmentului, scrieți un text de 10-15 rânduri în care să ilustrați portretul moral al personajului desprins din comportamentul său. Veți preciza mijlocul de caracterizare asociat comportamentului, 3-4 trăsături morale, acțiunile, atitudinile din care reiesc trăsăturile respective, un citat semnificativ interpretat. Vă mulțumesc!